の声。おやすみ。Tu, nu? Da. Mulțumesc. Jos, Leano, jos. Ne înciulești. Biserica Porumbița, sus, Leano, sus! Strada Corneliu Burada. Hai, Leano. Hai, stăm la marginea pădurii, uite și drumul acolo. În dreapta undeva, cred. Se vede altceva, nu știu, aia, eu până o fi drumul. O fi altceva. Oricum, poteca principală și era în stânga, ne-am luat-o pe asta secundară. Asta ne duce pe la marginea pădurii. Asta că e bine. Ce? Ieșim la un drum de pădure. Asta e pădure de niște stejari, vezi? Un soi de stejar, un fi un gorul, ne zice, nu știu.
jar de aia mai pădureți, așa mai. Păi căjiți. O să fie mai umbră peste o lună. O mare intersecție. Nu, Lena, noi ocolim un pic. Asta. Stai un pic să mă gândesc asta. Hai că mă gândesc imediat. Scot harta și gândește ea pentru mine. Tot duce la strada Monteoro, în jumătate de oră. Acolo, da, dar în față. Ajungem. Se ducea la minele, la apele. Nu. Se ducea, dar invers. Înțelegi ce zic? Acolo, da. Trebuia să ocolești, practic, toată izvorul Săratei. Îl ocoleai și veneai pe o creastă, pe altă creastă, pe partea elaltă înapoi. Da. Veneai undeva, da. Noi acum am prins doar o bucățică. Mai mergem jumătate de oră și... sau o oră. Dacă zic că e traseu două ore, trei ore, e de când ai plecat până ai venit sau doar până la obiectiv? Păi eu știu, Leanu, ce mă întreb pe mine. Uite, deocamdată nu prea e bine marcat aici, dar uite, da, că sunt foarte, și mici. Foarte proști. Marcații. Da. Măcar le făceau mai dese, că atunci, uite, au totuși 50 de metri una cu cealaltă. Uite, măi, că avem și bălți. Bă, Dălenu, uite-ți, multe drumuri aici. E plin de drumuri.
Ia zi de unde o luăm, la stânga sau la dreapta? La stânga. Aha. Păi și nu-i mai frumos la dreapta? Ia uite voi la lăurdă. Unde lăurdați? Au uitat să schimbe ora, mă. E 15:05.
persoane.